Vestea că de azi încolo cetățenii Republicii Moldova vor fi scutiți parțial de plata datoriei privind furtul miliardului din sistemul bancar i-a bucurat în primul rând pe cetățenii țării noastre. Oamenii spun că inițiativa este una mai mult decât binevenită, ori cetățenii nu vor mai plăti din buzunarul lor. De ce ar trebui să plătim noi? Noi am furat? Vinovații au dispărut din țară. Iată, Șor a deschis magazine sociale pe miliardul furat. Este un gest de ochii lumii ca să fie ales președinte. Foarte bună. Într-adevăr, pentru ce oamenii trebuie să plătească și ei și n-am luat noi? Foarte bine. Desigur că este o inițiativă bună pentru oameni, pentru că a fost o perioadă grea, anume pentru cetățenii țării. Sper că vor fi găsiți beneficiarii finale a miliardului furat și că banii vor fi întoși țării. Nu din contul populației, dar prin colaborarea cu Interpol sau alte organizații internaționale și banii vor fi întoși țării. Sunt de acord cu asta. Eu cred că e târziu, nu? Adică deja, eu cred că cetățenii deja au întors un număr mare de bani. E mai bine decât să fii pe spatele oamenilor, nu? Susțin o astfel de inițiativă. Populația nu e implicată. Asta ar fi aplaudabil dacă ei ar găsi surse foarte veridice sau foarte transparente și ne-ar explica nouă cetățenilor cum au de gând să întoarcă acest miliard. Menționăm că Parlamentul a votat în ședința de vineri 6 martie inițiativa prezidențială prin care se propune scutirea parțială a cetățenilor de plata datoriei pentru miliardul furat din sistemul bancar. Documentul a fost susținut de 52 de deputați.